Aplauze puternice pentru Renata! La noi, când începe roast-ul, vine în val. Nu se oprește așa ușor. Așa că, să curgă! Bună seara! Sunt Renata. Unii mă știu, alții mă doare în... Te-ai imaginat vreodată că soțul tău va fi jurat la Eu n-am imaginație. Bă, da, frumoasă Renata. Da, frumoasă Renata, de cine mi-am frumoasă. De cine? Nikita. Nikita, bă, băiat. Când avea peruca brunetă. Brunetă, brunet, de fapt era bun. Nikita. Da? Renata. Letală. Cum ai definit umorul soțului tău? Care umor? Altă întrebare. Ce sunt alea? Mi-e dor de cum eram noi ca grup și râdeam foarte tare. Da? Să știi că cu două zile am făcut testul de sarcini și sunt gravidă, na? O să fiu tată? Hai că ești porc, amor. Nu, nu, da. E că... E că eu sunt tatăl? La filmări nu prea apărea cât de mult râdeam noi în momentul în care vedeai că tremură camera. Așa, îți dădeai seama că, bă, ăsta o să fie un episod bun. Dar de ce ai venit pe seara asta? Mi-am uitat cuțitele acasă, dacă asta mă întrebați, nu știu... Așa cum Antena s-a născut din capul lui Zeus, eu m-am născut din capul lui Bendeac. Acum ce putea să iasă din capul unui depresiv? El e așa de când s-a uitat în oglindă și a dat seama că nu-i Dumnezeu. Sau poate că ești depresiv pentru că ai visat să termini teatru și în final te-a terminat el pe tine. Păi vă dați seama că băiatul ăsta m-a pus să-mi suc deștile de la chișoare? Păi, na. Are așa o minte de bolnavă încât Pornhub i-a interzis accesul pe site. E adevărat. De două săptămâni. Sunt morți, mulțumesc frumos. Câinile lui Happy este singurul câine de pe lume îngrozit de comanda de laba. Am fost adus aici cu o mare plăcere de a fi stat acasă, dar banii oferiți și forța cu care m-au împiedicat să fug m-au făcut să-mi schimb părerea. La fel ca orice iubit al micuțului. Adevărat. În serialul Băieți de oraș era iubitul meu. Știți momentul ăla când îți iei apă la bidon mare sperând că o să te țină foarte multă vreme și rămâi surprins că se termină repede? E, așa e micuțul. Își sufocă orice partener cu personalitatea dânsului, dar mai ales cu poziția misionarului. Aș vrea să fiu scurtă și la obiect, la fel cum e badea la copoț. Unul e scurt și celălalt e obiect, nu mai sta să calculez glumele de el. Ești foarte mișto. Arăți ca de 30 de ani. Încă de când aveai 15. Matal, ești fanii doar stând în emisiunea asta. Mă gândesc cum ai fi dacă efectiv ai face ceva. Ești una din cele mai mari cântărețe care ai fi putut tu ajunge. Chelu, salut! Salut, frate! Nu vreau să folosesc cuvinte mari, însă în cazul tău... Chiar nu am de ce. O să vorbesc foarte mult și aș vrea să nu mă întrerupeți, că nu sunt una din sarcinile nedorite ale mamei lui Mihai Bendeac. Mi-au promis că dacă vin aici și așa, primesc câte o sumă de bani pentru fiecare glumă. Micuțul e plătit la fel, de aceea încă stă cu chirie.
La cine? Apropo de chirii, micuțu, vezi că ai rămas în urmă cu plata pentru ultimele glume pe care le-ai împrumutat. Sper că aici a venit micuțu de pe scenă, nu micuțu invitat la podcasturi. Ești așa de amuzant fără text că ai mărit rata sinuciderilor. Nu e. Așa e. E încurcat. Cu el aici așa, sigur o să fiți amendați pentru nuditate, că dacă începe să spună cum vede dânsul viața, se golește platoul. Acest maestru al stand-up-ului își închipuie că e perfect și că toată lumea l-adoră. Și a făcut și o statuie, care a ieșit așa de bine încât e invitată la evenimente mai mult decât dânsul. Oh, shit. Porecla lui micuțu sugerează inteligență și ironie, ironie de care dă dovadă, întrucât nu e micuț deloc. Dacă era poreclit pentru carisma dânsului, s-ar fi spus fermecătorul. A terminat și actoria și nu a ajuns actor pentru că a înțeles greșit vorbele profesorilor care i-au spus că cel mai important e să umple scena. I-am zis într-un rost că băutura lui preferată e urtuz. Te-ai băgat în afaceri, ești mare antreprenor, ai club de comedii, frizerii, dar după cum arăți, nu par a fi afaceri de succes. Dar ai putea câștiga cu ușurință un concurs de frumuseții pentru Kanye Corsu. Ho, ho. Asta a fost... Da, asta chiar așa e. Da. Acum să citim o glumiță de pe foiță. Citez. Unii oameni spun că micuțul e un tip ranchiunos, plin de frustrări, care vrea doar atenția publicului. Cred că am uitat să pun gluma aici, dar scrie doar atât. Semnat Dan Badea. N-am zis. Man, trebuie să iei sub escortă. Ce problemă am. Mă rog, ideea era că mă bucur. A ajuns micuț în juriu la Ai Umor. Pentru chelul, faptul că stă lângă el azi, se poate pune ca ducere la bun sfârșit a pedepsei de muncă în folosul comunității. Bravo, mazel tov. Mamă. Pentru Delia, prezența lui poate fi benefică. Ar putea auzi frumoasele vorbi. Fă, dar mult mai bagi în tine! Iar Bendeac la finalul zilei, dacă mai era nevoie să primească vreo confirmare definitivă că nu e personajul principal la emisiunea asta, nu mai primește că e clar. Pe micuțul vreau să-l văd și la Asia Express. Ar fi un program de mare succes pentru dânsul, un program de slăbire de mare succes. Cine să le ia în mașină pe micuț? Așa este, domnule, așa este. Păi vă dați seama cum am fost noi în India? Ce? Să stai să te înghesui acolo, cum faci cu ursul? Nu că ești gras, dar tu chiar ești motivul pentru care lifturile oftează. Însă m-am bucurat să joc cu tine în serial, pentru că ești foarte talentat. M-a deranjat un pic că ai sânii mai mari ca mine, dar am trecut peste. Ai făcut și un film de curând, Team Building, în care am auzit că ești așa cum ai visat o viață întreagă. Foarte slab. Cosmin? Da. Nu plângi. Uite, o las pe Renata la o parte. Hai, mă. Da.
Mă las să ducă la pui în capul lui Mihai Bendeac să facă ce făcea înainte să apară pe scenă, adică să se lupte cu întunericul de acolo. Eu, Doina, sunt foarte fericită că te-am cunoscut și că am avut ocazia să jucăm împreună. Ești un partener de scenă minunat și un om foarte serios. Am venit astăzi să spun că ești printre cei mai buni oameni de comedie din țara asta și dacă ar fi să fac un top, ai fi în primii trei. Locul tău era de mult aici și mă bucur că în sfârșit a venit în acest juriu și cineva care înțelege glumele. Te îmbrățișez cu tot dragul și hai că te-am pupat destul în c***. Felicitări, Clotil Darman! Muica PSD. Doina este o actriță foarte bună, știam dinainte de Ai Umor, nu la Ai Umor am cunoscut-o. Dar faptul că ea, deși era o actriță cu activitate, mi-am jucat cu ea, și-a luat inima în din și a venit la Ai Umor, mie mi s-a părut extraordinar. Dragi români, dragi bucureșteni, dragi troli e trole, am încercat să aduc sectorul 1 acolo unde merită și unde știu că pot, la nivelul sectorului 5. Oamenii nu au înțeles nimic. Pe modelul primarului din Bruj, care a transformat orașul nordului lui în Veneția nordului, am vrut să fac din sectorul 1 Racova nordului. N-ai cu cine. Băi, spectaculoasă rochia asta din deșeuri. În primul rând, tot vorbim de ecologie și de gunoiul selectiv. Ei bine, da, eu am decis să facem selectare selectivă. Sub mandatul meu ridicăm gunoiul selectiv. Anul acesta nu, anul viitor vom mai vedea. Așa putem contribui și la reîntoarcerea în natură. Nu vă dați seama câte specii de șobolani au dispărut, doar Rareș Bogdan a rezistat. Ba mai mult, anul acesta era să rămânem fără țânțari, am rezolvat această situație, ba chiar împreună cu Nicu Șordan am pus bazele unei campanii de repopulare a păduchilor. Recunosc, sunt un peu invidioasă pe primarul din Sinaia, care a repopulat străzile cu urși. E adevărat, sunt uși gunoieri, puteau repopula cu niște urși mai elevați, dar nu am nicio problemă cu această meserie, dar că la mine, în sector, nu mai este necesar. Lăsăm gunoiul acolo până când va fi în stare să se ducă singur la pubele. Sectorul 1 al Bucureștiului. Primunca mea poate să devină un parc național. Te duci la serviciu, în pauza de masă poți ieși să hrănești un castor, te poți juca cu un pui de lup, poți fura nuci de la veverițe. Oh. În sectorul 1, grădina zoologic nu mai poate fi doar în Băneasa. Toată lumea trebuie să se bucure de ea. Avem bucuria să vă anunț că anul viitor, pe străzile din sectorul meu, se va filma un remake după Cartea Junglei. Mă mai întreabă lumea, de ce se fură lemne în pădurea Băneasa? Păi de unde să se fure singura pădure din București? Am muncit cu mâinile astea două
ca să ajung primar. Apropo, în filmările acelea când se mută sacii cu voturi, nu sunt eu, adică parcă nu sunt eu, aveam o zi mai proastă, nu mi-a plăcut deloc machiajul, poate refacem filmarea peste 3 ani. Ați iubit PSD-ul pentru că fură, dar vă dă și vouă. Mas, qu'est-ce que ça? Soție în vederea săvârșirii de infracțiuni? De ce? De ce nu vă place mai mult sinceritatea? Cum e transparență? Aveți în sfârșit oameni care vă fură pe față. Recunosc, multe de făcut. Centura capitalei arată oribil, parcă e drum de țară. Trebuie să luăm pe cineva care știe să transforme un dezastru într-o imagine superbă. Nu știu, poate vom lucra împreună cu medicul Bianca Drăgurșanu. Bucareștiul era cândva Le Petit Paris. Vreau ca oamenii în sectorul meu să-și cumpere mașini electrice. Măcar la mine, în sector. O mașină electrică necesită încărcare pentru a merge cu ea, așa că trebuie făcut ceva, lucrăm în momentul de față, la prelungitoare de 350 de kilometri. De asemenea, trebuie neapărat să extindem zona aeroportului Otopeni până la stația aviatorilor ca să aibă un peu de logic. Vreau să fac pistă de alergare în parcurs, pentru că oamenilor le place să joace jogang. Vreau să fac piste pentru biciclete. Nu știu ce v-ați face fără mine, dar sunt convinsă că sunteți foarte curioși să aflați. De când a început pandemia, oamenii au lucrat de acasă. Nu doar bucureștenii, ci oamenii de pe tot globul. Dacă vi se pare greu să lucrați de acasă, gândiți-vă la 2 lucruri. 1. Nu mai aveți parte de traficul aglomerat. E 2. Cât de greu trebuie să fi fost pentru alte țări, pentru familiile de teroriști, deoarece teroriștii au lucrat tot de acasă. Scuze că explic gluma, dar se mai uită și Delia. Dacă șoșoacă lucra de acasă, puteți filma acolo. N-am văzut la televiziunile noastre prea multe transmisiuni de la Balamuc. De asemenea, ne trebuie mai multe săli de spectacole la mine în sector, pentru ca actorii să mai aibă încă o sală în care să nu joace. Sunt multe de făcut, trebuie rezolvată problema drumurilor. De exemplu, pentru că vrem ca plantele să crească libere, vom restrânge traficul la o singură bandă de mers pe ambele sensuri. Cu gropile e mai greu din cauza cârtițelor, dar vom vedea, se va. Desigur, și parcările sunt o problemă, vom construi parcări mobile, adică în zona unde ai treabă, mergi cu mașina continuu, dar foarte, foarte încet. Chiar și în problema parcărilor, veți vedea că totul se mișcă. Cred că... Opla? Opla? Cred că am acoperit tot. Am dat răspuns la problemele pe care le aveați, iar dacă mai aveți alte întrebări, nu-mi pasă. Și să mă ajute Dumnezeu ca în curând să fim cu toții o apă și un pământ. Mersi beaucoup.